Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bitcoin începe explozia și o să avem și un mic pont, sau mai mare, o să vedem. Cu dumneavoastră este Robert Greco cu cel mai important update-uri din zona cripto. Vă salut cu drag, cu mult respect, bun venit pe canal! De ce ne interesează subiectele de astăzi? Pentru că au legătură atât cu halvingul Bitcoin-ului, despre care știm deja atât de multe lucruri, dar și cu anumite perspective din piață pe care mulți le omit și nu se gândesc la ele și este bine să ne gândim la ele. De fapt, este extrem de important. Vă rog să mâneți până la finele materialului ca să nu ratați șirul evenimentelor, pentru că știu că mulți nu înțelegeți ceea ce discut aici pentru că nu urmăriți episoadele cap-coadă și pierdeți șirul lucrurilor, efectiv. Puteți sprijini tot ceea ce facem aici apăsând un like și un subscribe. Citeam de dimineață un articol legat de FMI, adică Fondul Monetar Internațional, care spunea că Bitcoin este esențial pentru conservarea bogăției. Unde? În tulburări financiare. Și așa și este. Raportul recent pe care l-am citit al celor de la FMI dezvăluie că Bitcoin este crucial pentru persoanele din țări, e bine, cu inflație ridicată, cum ar fi Argentina și chiar Venezuela. Și nu numai. Pentru a păstra bogăția și a accesa piețele globale în perioade de instabilitate financiară. Rezidenții apelează la Bitcoin pentru fluxuri de capital transfrontaliere din cauza reglementărilor financiare stricte din țările lor, dragii mei. Ceea ce face poate mai mult decât o investiție speculativă acest activ, nu este așa? Sau cine vă mai spune de Bitcoin ceva, e direct de pe altă planetă. Între timp, urmează un moment istoric și Bitcoin deja pompează și începe explozia aparent. E bine, au mai rămas doar 12 ore, cel puțin acum când filmez acest material, până la halvingul Bitcoin, până la înjumătățirea recompenselor pentru blocul Bitcoin. Datele arată că au mai rămas 150 de blocuri până la jumătatea, dacă doriți, recompensei blocului Bitcoin, care este la aproximativ, din nou, 12 ore distanță, cum vă aminteam și adineau. Un alt lucru scurt întâmplat astăzi pe Solana e legat de devnetul lor. Da? Vreau să discutăm puțin de Solana, care este momentan oprit sau a fost. Solana testnet nu e afectat, ceea ce e bine, dar totuși, Solana devnet, adică practic rețeaua de dezvoltatori a ecosistemului, este în prezent nefuncțională. Da? Solana devnet status a declarat că echipa, din ce am citit, lor de ingineri lucrează pentru a rezolva problema care nu va afecta Solana testnet sau mainnet beta, și este de așteptat să fie din nou online destul de curând. Dar problemele astea lor nu îmi plac deloc. Da, ceea ce mă face să fiu tot mai reticent. În sfârșit, un alt lucru sesizat astăzi pe chain, da, îi anume că taxele de tranzacție pe Bitcoin depășesc Ethereum pentru a treia zi consecutiv înainte de halvingul BTC. Acum probabil că o să vă întrebați dacă este bine lucrul acesta. Da, și vă explic de ce. E bine, odată cu reducerea la jumătate recompenselor din minerit, taxele mari de tranzacție pot să ajute la susținerea minerilor Bitcoin pe termen lung, ceea ce e favorabil. Acum, cei care așteaptă ca Bitcoin să atingă $100.000 imediat după halving, gen o săptămână, da, ar trebui să-și reducă așteptările. Dar atenție, vreau să explic lucrul ăsta, da? Nu înseamnă că nu ajunge. Chiar dacă până la urmă o să vedem un post-halving pump și nu un pre-halving all-time high, cum am crezut, analizând perspectiva post-halving pump, din punct de vedere istoric, am observat, studiind, că vedem că există de obicei aproximativ 2 până la 4 luni, depinde de mișcare laterală și de reacumulare pe Bitcoin înainte de orice creștere majoră a prețului. Acum, ce credeți că se așteaptă? Păi se așteaptă un sezon mini altcoin. Atenție, asta e o informație de interes, dar disclaimer, nu sunt sfaturi financiare. E analiza mea pe baza studiului. Cercetați lucrurile, dragilor, și luați o timp mai multe surse și pregătiți ce e de folos în dreptul vostru. Acum, cum ne spuneam și studenților mei premium, membrilor premium din școală din Greco Capital, aveți un link în descrierea clipului să mergeți să vă înscrieți.
aveți abonament premium, puteți deveniți membru premium și aveți acest la informație exclusivistă. Da? Le spuneam că mai mult de 100 de milioane de dolari în poziții long au fost lichidate în range-ul de la 60.800 pe BTC și ulterior am văzut creșterea. Cumva era de așteptat sau de așteptat lichidarea asta, pentru că urșii s-au jucat cu prețul. Au sperat puțin retail-ul și au plecat înapoi după la apă în vale, că le-au fost sete. Și ulterior, cine au venit? Păi au venit taurii, care au preluat lichiditate din 60.000, din range-ul ăla aproximativ, și au plecat la munte, opus urșilor. Și poate o să stea lateral în acest range o vreme până își refac bateriile. Da? Până au nouă energie. Între timp, din nou, ochii pe altcoin-uri. Acum, cât pe Bitcoin pe daily stăm peste 50 MA, sunt taurii în control. 50 MA înseamnă undeva la 63.564.000. De asta e important pe daily să închidem peste 64.000 cu o lumânare, da? Dacă pierdem 50 MA, atenție, avem 200 MA în range-ul de la 50.000 aproximativ, dar unde ne gândim acum la range-ul ăla? Dar, din nou, deocamdată urmăriți ce v-am explicat și din punct de vedere istoric. Vreau să vă povestesc puțin și despre evenimentul The Secret, care a fost un eveniment extrem de grozav. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ați venit. Ne-am simțit tare binecuvântat să vă avem aici. Ați venit din toate părțile și ce mi s-a părut grozav e că chiar discutam acum de dimineață la Armani Cafe cu cei din a doua serie care au venit la Armani Cafe și aseară la a doua cină VIP. Sunt oameni și au fost oameni din toate domeniile și mi se pare fantastic. Oameni care se ocupă și de partea de business, unii poate dezvoltatori de proiecte sustenabile, alții dintre ei dezvoltă logistică colaborând cu entități mari precum Amazon, alții sunt investitori, alții sunt brokeri, dar operează și cu sistemele bancare și mi se pare grozav, adică networking-ul a fost unul la înălțime de proporții. Și ce mi se pare mai grozav e până la urmă poveștile voastre celor care ați fost și în general poveștile noastre a românilor, pentru că noi suntem niște oameni deosebiți și plecăm de mici uneori, unii dintre noi prin străinătate, chiar și eu la 18 ani am plecat să muncesc în construcții. Așa am crezut că e bine pe atunci să fac o nădejde și un viitor și am stat luni de zile în altă țară, departe de casă, de familie, copil, fiind, a fost super greu. A fost super, super greu. Așa că pentru cei care sunteți români și sunteți plecați de acasă, rămâneți fermi, dragii mei, rămâneți puternici și dacă puteți, haideți acasă. Sunt faine locurile lui ăștia pe aici. Mai venim, vizităm, avem diferite întâlniri, mai am întâlniri de business, poate o să ne vedem la Londra, poate o să ne vedem la Monaco în perioada următoare. Dar, dragii mei, ca acasă nu-i niciunde. Chiar dacă în străinătate puteți să câștigați sau aveți impresia, sau chiar câștigați mai mult pentru o bună bucată de timp, veniți în țară, accesați informații, îmbrăcați-vă cu educație financiară, cu educație emoțională, poate chiar și spirituale, investiți în voi pentru că ce aici nu vrea nimeni și faceți lucruri relevante acasă. Veniți în comunități de genul ăsta unde e networking, pentru că informația înseamnă putere. Networking-ul, comunitatea de oameni relevanți, e importantă. Începeți să vă comparați cu oameni care fac mai mult decât voi, ca să vă creați anumite așteptări, să împrumutați ideologia lor, deprinderile lor și să le aplicați în viața voastră. Cât puteți să aplicați, pentru că suntem diferiți ca oameni, dar dacă interacționați unii dintre voi cu mine, empatizați cu altul, da? Nu empatizați cu mine, empatizați cu altcineva. Asta e frumos într-o comunitate de networking, pentru că ne adunăm, nu ca să aruncăm hate, pentru că e ușor, cum zicea Eminescu, a scrie versuri că nimic nu aia spune, dar e ușor să arunci cu hate. Oricine poate lucrul ăsta, nu băgăm în seamă vibrațiile joase, că n-are niciun sens. Dar este deosebit și înălțător, frumos, valoros să împrumutăm deprinderi de la anumiți oameni. Și din nou, dacă nu rezonăm cu unul, rezonăm cu alălalt. Asta e perspectiva unui eveniment de natura aceasta și în general evenimentelor de natura aceasta care unesc oameni din diferite zone. Deci au venit oameni efectiv din toată Europa asta și nu doar din Europa, oameni deosebiți. Și pe planul ăsta vreau să vă mulțumesc eu personal, da? Vă mulțumim că ați venit aici și o mulțumire așa din partea lui toți. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc și m-am simțit tare onorat și din nou binecuvântat. Am învățat multe lucruri de la mulți dintre voi și să aveți proiecțiile astea și lecțiile astea pe care le-am expus aici în
vedere. Și dacă să aveți așa un feeling să începeți să vă întoarceți acasă, faceți-vă, dragii mei. O să vă descurcați. Românii sunt extrem de adaptabili. Aici, pe inundații, românii au făcut mai mult față decât ăștia, da? It's fine. Dar nu ne lăsăm furați de mirajul ăsta. Țara noastră e deopotrivă faină. Rămânem patrioți. Iubesc spațiul Carpatul-Danubiano-Pontic. Și meleagurile alea tare, tare faine și binecuvântate. Bun, dragii mei, vă mulțumesc că ați consumat acest material. Sper că v-a servit într-o formă sau alta, cântăriți lucrurile și dacă vreți să aprofundați, vă las un link în descrierea clipului să veniți în școala noastră ca membri premium. În Greu Capital e o comunitate caldă unde puteți să creșteți. Vă aștept acolo. Să păstrăm legătura mai aproape. Mă înclin. Zi bună în continuare.